Acum, hidroelectrica după listarea la BVB. Va intra în indicele BET pe prima poziție, cu o pondere, cu cea mai mare pondere, fiind pe prima poziție în indicele BET. Ponderile celorlalte companii vor scădea în indice. Prețul ar putea avea o evoluție foarte volatilă până la găsirea unui preț de echilibru. O să discutăm imediat ce înseamnă acest lucru și compania cred eu că va fi inclusă în indicii internaționali, FTSE Russell. S-ar putea ca în luna decembrie 2023. M-am uitat ce s-a întâmplat în cazul One United și compania a avut IPO-ul undeva la începutul lunii iulie sau tot cumva cam așa ca și hidroelectrica și a fost inclusă în indicii FTSE Russell, într-un indice FTSE Russell, în decembrie 2021. Pe același model, hidroelectrica ar putea fi inclusă de asemenea în indicii FTSE Russell. Să vedem un anunț în decembrie 2023, în indicii MSCI, posibil ca abia în vara anului 2024, pentru că aici cei de la MSCI sunt mult mai stricți și să monitorizeze o perioadă mai lungă compania înainte de a lua decizia să o includă în indicii MSCI. Legat de evoluția prețului, am putea avea parte de un scenariu favorabil dacă prețul de ofertă va fi sub 100 de lei, pentru că este acel prag psihologic pentru mulți investitori. Bă, dacă e sub 100 de lei, e ieftină. Deși e așa o percepție greșită, pentru că nu evaluăm neapărat o companie, spunem că e ieftină sau scumpă după prețul acțiunii, dar așa pentru un prag psihologic ar putea fi 100 de lei. Dacă oferta se încheie sub acest prag, ar fi frumos să vedem un preț final sub 100 de lei, atunci dacă vom avea și o alocare mai mică, deja avem o supra-subscriere, dacă alocarea va fi mai mică, s-ar putea ca cei bani returnați investitorilor să fie folosiți imediat pentru a cumpăra noi acțiuni, prețul fiind considerat mic pentru că este sub 100 de lei. E un scenariu la care să ne gândim. Legat de un scenariu nefavorabil, am putea asista la, în primele minute, o creștere a prețului, după care speculatorii, care nu se pot, poate unii și un investitor noi, care nu se pot abține să marcheze profitul, mai ales că avem și acel discount de 3%, nu este un discount foarte mare, dar dacă și prețul crește imediat după listare, s-ar putea ca pe unii să-i mănânce palma și repede, repede să marcheze profitul, pentru că cine știe ce se întâmplă. Prețul să înceapă, dacă prețul scade timp de 2-3 zile după intrarea companiei la tranzacționare, s-ar putea ca mulți investitori începători să se panicheze și să înceapă să vândă pe ideea să nu fiu singurul fraier care și-a luat țapă cu H2O. Și asta să ducă la tot mai mulți investitori care să vândă și uite așa să asistăm la mai multe zile consecutive de scădere. Am avut un astfel de scenariu și pe Purcari și pe One United în primele zile de tranzacționare, prețul acțiunii a scăzut. Asta i-a determinat pe mulți investitori să se panicheze, să creadă că ok, am cumpărat eu prea scump, am fost fraier că am intrat, urmând ca mai târziu prețul să-și găsească un nivel de echilibru și după publicarea rezultatelor financiare să înceapă să aibă, să-și definească un trend de creștere, a fost în cazul mai multor companii. O să vedem imediat cam la ce rezultate ne putem aștepta după publicarea rezultatelor semestriale. Bun. Legat de hidroelectrica la BVB, aș vrea să stabilim câteva lucruri. Vorbim de o companie matură cu politică de dividend stabilă. Vorbim de o companie profitabilă cu un echilibru financiar bun și o companie care vine la bursă la o evaluare decentă. Este o companie pe placul fondurilor de investiții pentru că are o capitalizare mare, acum fondul proprietatea cel mai probabil își va lichida întreaga poziție și asta ar putea elimina îngrijorarea că fondul proprietatea va mai face vânzări accelerate cu discount și asta s-ar putea să fie pe placul fondurilor. Nu vorbim de o companie growth care să-și crească accelerat cifra de afaceri. Într-adevăr, a avut câțiva ani foarte buni, dar asta datorită contextului foarte favorabil de pe piața energiei. Nu știm dacă și anul viitor prețurile la energie vor evolua la fel cum am avut anul trecut, niște prețuri uriașe. Deja prețurile energiei au mai scăzut.
Și este o companie care nu va distribui dividende în acest an, dar a anunțat o politică de dividende stabile cu rată de distribuție ridicată. Așadar, asta nu înseamnă, ce am vrut să stabilesc acum nu e ca o recomandare de investiții să vă determin să cumpărați mâine acțiunile companiei, ci să elimin anumite așteptări legate de că prețul acțiunii e cel mai bun acum și imediat după debutul la tranzacționare va crește, accelera cu 30, 40, 50%. Nimeni nu știe, da, cât va crește, când este un moment bun de marcat profitul. Dacă vrei, prețul va scădea, nimeni nu știe asta în acest moment, nici măcar cei care listează compania. Dar cei care vin acum la bursă cu toți banii și își investesc toată averea în acțiunile hidroelectrica, sperând să dea lovitura imediat după listare, s-ar putea să vină la bursă cu niște așteptări nerealiste. Uitați-vă la hidroelectrica ca la o companie matură, cu politică de dividend stabilă, companie profitabilă, cu un echilibru financiar bun, o companie de dividend pe placul fondurilor de investiții. Așa, ca să stabilim câteva lucruri legate de așteptările pe care nerealiste pe care unii s-ar putea să le aibă din această companie. Bun, haideți să discutăm puțin despre BVB după IPO-ul Hidroelectrica, pentru că acesta a fost și subiectul webinarului, dar am vrut să acoperim puțin și din Hidroelectrica, pentru că cu siguranță sunt mulți investitori care ne urmăresc și sunt interesați de această companie. Cei mai câștigați sunt brokerii și Bursa de Valori București, pentru că bursa, atât bursa cât și brokerii câștigă noi investitori care au venit și am văzut în ultimele zile, au venit cu sume importante la bursă. Oferta Hidroelectrica plus oferta de titlu de stat Fidelis, care va debuta în iulie, va absorbi tot cash-ul din piață. Așadar, ne așteaptă o vară, s-ar putea să ne aștepte o vară destul de secetoasă la Bursa de Valori București, pentru că de obicei, discutând cu brokerii de la Goldring, cu care discut destul de frecvent, după astfel de oferte de o dimensiune importantă, cum a fost Hidroelectrica sau titlurile de stat Fidelis în acest an, tot cash-ul micilor investitori era absorbit de această ofertă și după aceea bursa nu se mai prea mișca. S-ar putea să avem din nou un scenariu de acest tip, pentru că avem două oferte importante, Hidroelectrica și Fidelis, care se desfășoară cam în aceeași perioadă. După Hidroelectrica vine Fidelis, dacă va veni cu niște dobânzi foarte atractive, cum a fost până acum, cu siguranță vor fi mulți investitori care vor subscrie și acolo. S-ar putea să avem cel mult o listare nouă la BVB până la finalul anului. Chiar recent am discutat cu un antreprenor care era interesat să vină la bursă cu compania, o companie destul de interesantă, și mi-a spus că s-ar putea să aștepte până la anul totuși, pentru că oricum nu se grăbește, compania e ok, dar s-ar putea să aștepte să se listeze până la anul. Și cred că sunt mulți alți antreprenori care au fost descurajați de eșecul Agricover, dar și de oferta aceasta Hidroelectrica, care, după cum vă spuneam, va absorbi foarte mult cash din piață. Banii noi intrați în piață ar putea fi redirecționați în perioada următoare către companii deja listate și s-ar putea să avem niște creșteri pe companiile mai importante din indicele BET. În primă fază pe acele companii, în a doua fază s-ar putea investitorii să se uite și către piața aero, care a fost cam ignorată în ultima perioadă. Indicele BET ar putea relua corelarea cu piețele internaționale. Probabil ați observat și voi evoluția indicelui DAX din acest an, care a avut o creștere importantă. Și noi am cam fost decorelați pentru că eram cu toții atenți către Hidroelectrica când vine la bursă, ba vine, ba nu vine, ba săptămâna asta, ba săptămâna viitoare. Și uite așa, nu, bursa locală nu s-a prea corelat cu ce s-a întâmplat pe piețele internaționale. Legat de creșterile, posibile creșteri pe indicele BET, o să vedeți cam pe când estimez că am putea avea deja un asemenea scenariu. Deja se vede oarecum în piață aceste creșteri, dar nu cred că sunt făcute de mici investitori de retail. În continuare vă propun să discutăm despre principalele evenimente de urmărit în a doua parte a anului 2023. Vom discuta despre rezultatele pe care le-ar putea raporta Hidroelectrica în a doua parte a anului 2023, discutăm despre dividende speciale care ar urma să fie distribuite de unele companii listate la BVB și aceste dividende speciale cu siguranță vor stârni interesul multor investitori.
despre cel mai probabil noul IPO care ar putea avea loc în a doua parte a anului 2023, dar și despre schimbări în indicele BET. Toate aceste evenimente consider că merită urmărite și ar putea determina mișcări importante pe companiile listate la BVB. Dar până atunci vă readuc aminte de evenimentul nostru Invest Strategy Forum, care va avea loc în Poiana Brașov, la Hotel Piatra Mare, între 6 și 8 octombrie 2023. Este un eveniment dedicat strategiilor de investiții active la BVB, dar și strategii de investiții pasive, folosind ETF-uri și acțiuni listate pe piețele internaționale. Este primul eveniment dedicat strategiilor de investiții la care vă invităm și am creat diverse pachete care includ cazarea la Hotel Piatra Mare din Poiana Brașov, toate mesele incluse, coffee break, dar și accesul la prezentările din cadrul evenimentului. Puteți face plata chiar și cu tichete de vacanță, în cazul în care vă mai rămân tichete după acest concediu de vară. Și avem prețuri cu discount până pe data de 31 iulie dacă cumpărați unul dintre aceste pachete. Le găsiți pe site-ul investstrategyforum.ro. Legat de program, ne vom concentra pe strategii de investiții active la BVB. Voi prezenta eu diverse strategii pe care le-am aplicat și pe care le puteți replica și voi foarte ușor. Vom discuta despre contextul actual de piață. Mai departe, Cristian Tudorescu ne va prezenta diverse strategii de investiții, cum analizez și cum descoper companiile internaționale și cum le analizează el atunci când investește pe piețele internaționale. După care vom avea exemple practice de analiza companiilor, după care vom avea prezentări și despre investiții pasive folosind ETF-urile, o prezentare realizată de Radu Murzea, dar și prezentările celor de la XTB și Goldring, care ne vor fi alături, și cei de la XTB vor prezenta strategii de diversificare a portofoliului de investiții, iar cei de la Goldring investiții pasive folosind un portofoliu administrat discreționar. Toate aceste prezentări vor fi live la Hotel Piatra Mare între 6 și 8 octombrie. Biletele le puteți achiziționa pe investstrategyforum.ro. Evenimente de urmărit în a doua parte a anului 2023. Voi discuta pe scurt despre rezultatele financiare din semestrul 1 2023, dividende speciale, listarea Salrom, acea singură listare care ar mai putea avea loc în acest an, și modificări în indicele BET. Patru evenimente importante de urmărit. Rezultatele pe semestrul 1 2023. Aici, sezonul de raportări financiare ar putea debuta la finalul lunii iulie. Până atunci, cred că toți ochii vor fi ațintiți către listarea hidroelectrică, ce se va întâmpla sau evoluția volatilă a companiei care ar putea avea loc imediat după debutul la tranzacționare. Volumele de tranzacționare ar putea crește, dar imediat după listarea hidroelectrică, dar cel mai mult probabil investitorii se vor uita către rezultatele financiare semestriale care vor fi publicate pe finalul lunii iulie, în luna august. Până atunci, listarea hidroelectrică și titlurile de stat Fidelis cred că vor fi cele mai căutate. Am putea avea rezultate financiare peste așteptări la unele companii și acest cash suplimentar adus de noi investitori ar putea fi direcționat și către aceste companii care ar urma să-și publice rezultatele financiare, iar acele companii care vor publica rezultate financiare peste așteptări și care ar putea determina imediat creșteri, ar putea genera acel efect de FOMO, pentru că noi investitori care vin la bursă în această perioadă, în ce vor investi? În acele companii care cresc, nu în acele companii care sunt ignorate și poate ar avea multiple de tranzacționare buni, ci acele companii care cresc. Să mă duc și eu cu valul, să investesc și eu acolo, pentru că uite cum crește. Dacă vă aduceți aminte, așa s-a întâmplat cu Teraplast în 2021. Dintr-o dată toată lumea s-a urcat pe Teraplast și a dus prețul la niște valori destul de mari, după care a început topoganul, pentru că Teraplast n-a mai avut acele rezultate pe care le avea mai de mult.
Rezultate financiare din semestrul întâi, legat de sectoarele care, unde ar putea apărea rezultate financiare bune. Sectorul bancar deja a început anul 2023 destul de bine. Am avut rezultate destul de bune, chiar rezultate record, dacă mi-aduc aminte, la Banca Transilvania și BRD a raportat destul de bine. De asemenea, Erste Bank a raportat rezultate financiare bune și acest trend ar putea continua pentru că avem dobânzi foarte mari, venituri foarte mari din dobânzi pentru principalele bănci. În trimestrul întâi am avut și niște reversări de provizioane. Nu știu dacă vor continua și în al doilea trimestru. S-ar putea ca acolo să avem niște constituiri de provizioane și asta să tragă un pic profitul în jos. Dar pe anul 2023, analiștii, din ce am văzut, estimează rezultate destul de bune pe sectorul bancar. Pe sectorul energetic am putea avea rezultate mai slabe decât anul 2022, pentru că am avut rezultate record în anul 2022. Dar, cu toate astea, cifrele sunt bune pe ansamblu, pe sectorul energetic, chiar aici vorbim de nuclear electrica, de exemplu, care, cu toate că a raportat rezultate financiare mai slabe decât în 2022, pe ansamblu stă foarte bine, are un grad bun de realizare a bugetului pe anul 2023. Pe sectorul de utilități, de asemenea, au fost câteva companii acolo care au raportat rezultate bune și pe sectorul construcțiilor am avut rezultate modeste și cel mai probabil vor fi și în trimestrul 2. Acolo, din ce am văzut, companiile estimează rezultate mai bune în a doua parte a anului 2023. Cel puțin pe trimestrul 2 s-ar putea ca rezultate să fie modeste. Acum, legat de rezultatele pe semestrul întâi în cazul hidroelectrica, pentru că toată lumea e curioasă de hidroelectrica, într-un articol pe care l-au publicat chiar astăzi brokerii de la Goldring, îl găsiți pe site-ul Goldring, am avut un pasaj foarte interesant și un grafic foarte interesant care arată procent producție hidroenergie din total cantitate produsă. Și aici se vede cum în trimestrul 2, mă refer aici, aprilie, mai și iunie, am avut o cantitate de energie destul de mare produsă din hidroenergie. Fapt care ne poate indica o cantitate mare de energie produsă de hidroelectrica și implicit venituri mai bune. Cei de la Goldring spun că producția generată de către ape, majoritatea produsă de hidroelectrica ar putea la finalul primelor 6 luni să fie cu peste 40% mai mare comparativ cu semestrul 1 2022. Dinamica ar putea acoperi scăderile de aproximativ 30% din semestrul 1 2022 comparativ cu semestrul 1 2021 din motive prezentate anterior. Astfel, până la acest moment, producția din primul semestru pare să se asemene cu cea din prima parte a anului 2021, fiind chiar ușor mai ridicată. În anul 2021 a fost cel mai bun an de producție pentru hidroelectrica din perioada 2019-2022, motiv pentru care ne așteptăm ca pe întreg anul 2023 să aducă o producție mai ridicată decât media ultimilor 10 ani, și anume 15,9 terawatt-ora. Deci cu o producție de energie atât de ridicată, există șanse pentru venituri foarte bune în cazul hidroelectrica. Un alt subiect pe care aș vrea să-l discut este subiectul dividendelor speciale, care ar putea fi distribuite în a doua parte a anului 2023. Aici mă refer la dividendul special OMV Petrom, datorită unor rezultate financiare foarte bune în anul anterior. Estimările brokerilor de la Goldring arată un dividend între 0,021 și 0,052 lei pe acțiune, adică un randament între 4,3 și 10,5%. Vorbesc aici de randament brut al dividendului. Deci undeva dividendul ar putea fi acolo și ar putea fi anunțat odată cu publicarea rezultatelor financiare semestriale, adică la finalul lunii iulie, începutul lunii august, uitați voi cam când OMV Petrom își publică rezultatele. Un alt dividend special ar putea veni de la Fondul Proprietatea în urma listării Hidroelectrica. Fondul Proprietatea este obligată să distribuie suma obținută în urma listării Hidroelectrica drept dividend. Este o hotărâre AGA votată anul trecut și pe care trebuie să o respecte. Aici dividendul estimat este undeva între 62% și randamentul dividendului brut între 62% și 85%
estimările brokerilor de la Goldring și este un dividend uriaș pe care fondul ar putea să-l distribuie. Toate aceste dividende, mă refer OMV Petrom, dar și fondul proprietatea, vor aduce cash suplimentar în piață undeva în a doua parte a anului 2023 și, așa cum știm cu toții, majoritatea dividendelor sau sumelor obținute din dividende sunt în mare parte reinvestite. Puțini investitori sunt cei care retrag acele dividende și își cumpără iPhone sau merg în vacanțe. Și de aceea mă aștept ca acest cash suplimentar, infuzia de acest cash suplimentar în piață să se reîntoarcă cumva în piață și să ducă la noi investiții în companiile listate la BVB, companii care probabil, acele companii care vor anunța rezultate financiare bune. De aceea este foarte important, dacă sunteți investitori la BVB, să fiți atenți la sezonul acesta de raportări financiare, sezonul de raportări financiare semestriale și din acele companii să alegeți acele companii care publică rezultate financiare bune, dar au și perspective bune pentru a doua parte a anului 2023. Bun, singurul nou IPO de la BVB ar putea fi IPO-ul Salrom. Este o companie, este singurul producător de sare din România și este un IPO care ar putea fi făcut din nou de către fondul proprietatea care dorește să-și lichideze și această poziție din portofoliu. Capitalizarea estimată a companiei, conform unei evaluări făcute de, la comanda celor de la fondul proprietatea, este undeva la 550 de milioane de lei, deci este o companie mult mai mică decât Hidroelectrica, este chiar o companie cu o capitalizare mai mică decât Arobs, deci așa să vă imaginați. Puțin probabil să fie inclusă în indicele BET, părerea mea, dar cine știe. Va avea un free flow destul de ridicat pentru că fondul proprietate are undeva la jumătate din acțiunile Salrom, restul sunt deținute de către stat. Și pe 2022 a avut o creștere a profitului cu aproape 91%, veniturile au crescut cu 32%. Pe bugetul pe 2023 indică din nou încă o creștere a profitului cu aproape 54% în cazul Salrom, deci rezultate destul de bune. Și este o companie care din nou distribuie aproape întreg profitul drept dividend, deci vom avea la bursă încă o companie cu o politică de dividend stabilă. Mai multe despre Salrom vom discuta la momentul în care va apărea și prospectul de listare și vom avea mai multe date, dar cel mai probabil acest IPO va fi făcut poate în luna septembrie, octombrie, undeva în acea perioadă. Deci încă un nou IPO la BVB și ultimul subiect pe care să-l discutăm astăzi, după care voi da cuvântul lui Laurențiu, schimbări în indicele BET. Indicele BET este limitat la 20 de companii și momentan, deja în acest moment avem 20 de companii în indicele BET. Avem două companii care vor intra în indicele BET în acest an, și anume Hidroelectrica și Arobs. Hidroelectrica va fi inclusă imediat după ce va debuta la tranzacționare și Arobs cel mai probabil va face pasul către piața principală undeva pe finalul anului 2023. Aceste două companii care intră în indicele BET vor duce la excluderea a două companii din indicele BET. Momentan încă nu e anunțat în niciun fel numele acestor companii care vor fi excluse, dar ne putem aștepta la niște eliminări în a doua parte a anului 2023, companii care cel mai probabil au o lichiditate scăzută, care nu prea sunt atât de tranzacționate de către investitori.